Într-o zi, cine intră pe ușe? Soacră mea. Am așezat-o în capul mesii, la locul de cinste. Nu-i dau nimic, dar s-o văd eu acolo. Că eu mereu ies cu soacră mea la plimbare. Odată ne-am dus la circ și după atâtea numere interesante, ne uitam spre cupola circului, ce credeți că era unul, la înălțimea aceea să fi fost 10 metri, sta agățat cu picioarele în sus, cu capul în jos și ținea o frânghie în dinți și de frânghie legată o femeie pe care o învârtea. Zic eu, ce zici, mamă, soacră de aia de sus? Ea zice, curajoși. Mă uitam eu la aia de sus și îmi ziceam, măi, ce n-aș da eu să fiu în locul ăluia de sus și să o țin pe soacră mea în dinți și la un moment dat să-mi vină să casc. După o săptămână, soacră mea de emoție a intrat în spital. M-am dus să o văd, cazul ei era grav. Iese doctorul din salonul ei, se îndreaptă spre mine, îmi ia mâna, îmi pipăie pulsul și mă întreabă, ești ginerile ei? Parcă-l văd că se sufoca de emoție. Zice, ginere, fii tare, soacra dumitale trăiește. Ei, dar cât privește nevastă-mea, ce să zic, mereu mă alintă. Că de-aia are omul soție și de-aia soția-i soție ca să-i găsească bărbatului câte o alintare. Un nume mic, așa, mângâietor, îl cheamă Alexandru. Ea îi spune, Sănduț, îl cheamă Gheorghe, ea îi zice, George. Mie, primul nume pe care mi l-a dat nevastă-mea era Crinișor, floare de crin. Pe urmă mi l-a schimbat, că i-a spus o vecină mai în vârstă, că nu e bine de ținut noaptea crinul în casă. Pe urmă mi-a zis Levențică, știți, Levențică, spaima molilor. Dar știți cum e omul? Se satură uneori de bine, așa și eu. Am vrut odată să mă cer cu nevastă-mea, dar ea e o femeie blândă cu care nu te poți certa. Câteodată mi-e și necaz că nu putem să ne certăm și noi în casă ca vecinii. Să știe că există și la mine în casă un bărbat. Alții vin la ziua să ceartă de răsună tot blocul. La mine nimic. Și asta înseamnă că la ei se simte viața, pulsația, știi? Atunci m-am plâns fratelui meu că eu n-am ocazia să mă cer cu nevastă-mea. El mi-a dat o idee, zice, uite ce faci. Te duci în piață, cumperi un pește, îl aduci acasă, îl pui pe masă și nu spui cum să-l gătească. Ea o să facă orice orbă de pește, ori pește prăjit. Când vii acasă, o iei la rost. De ce ai făcut pește prăjit când eu am vrut ciorbă? Sau dacă gătește ciorbă, îi spui că ai vrut pește prăjit și cearta e gata de ce mai mare dragul. Am făcut întocmai când m-am întors la prânz acasă de la colț, m-am pregătit la ceartă. Intru în casă, masa pusă, iar nevastă mi-a zis, uite Vasilică, mamă, ai aici pe masă ciorbă de pește, pește prăjit, din coace plachie de pește și în castronul ăla ai compot de pește. M-am găsit iar cu fratele meu și i-am spus că n-am reușit. El zice, îți dau o idee infailibilă. Uite ce faci. Pândești o zi cu ploaie, stai mai mult în ploaie ca să te enervezi și când intri în casă spui, uite cum plouă afară și strașina noastră curge de jos în sus. Ea o să spună, de sus în jos și cearta e în floare. Pândesc eu o zi cu ploaie, m-am enervat bine conform rețetei, intru în casă și țip. Uite cum plouă afară și strașina noastră curge de jos în sus. Nevastă mea nimic. Atunci băiatul meu îl mic zice, nu tăticule, curge de sus în jos. Atunci maică sa îi spune, când tata spune o vorbă în casă, așa este. Și n-a ieșit ceartă.